Liceenii intră în focurile probelor scrise de la examenul de bacalaureat. 3.944 de elevi vor da luni proba la limba și literatura română, prima din cadrul examenului maturității, urmată de proba de profil și cea la alegere. La proba de scrise de limba și literatura română, 3.998 la proba de obligatorie a profilului, și anume matematică pentru candidații proveniți de la profilul real și istorie pentru candidații proveniți de la profilul uman, și 4.028 candidați la proba la alegerea profilului și specializări. Probele scrise se desfășoară după următorul orar. În data de 29 iunie, proba de limba și literatura română, pe 1 iulie proba obligatorie a profilului și pe 3 iulie proba la alegere a profilului. Din cei înscriși în acest an la examenul de bacalaureat se află și elevii ai promoțiilor anterioare, care nu au putut susține probele sau nu le-au trecut cu brio la absolvirea liceului. Per total, la examenul de bacalaureat, incluzând și probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, sunt înscriși 4.393 candidați, din care 3.662 sunt din serie curentă, iar 731 provin din serie anterioare. Rezultatele vor fi afișate pe data de 7 iulie. Contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi. Lucrările vor fi recolectate în perioada 8-9 iulie, iar notele finale vor fi afișate pe data de 10 iulie.